Fiecare apariție a Irinei Bivol ne lasă plăcut surprinși de cât de bine arată această femeie. Suntem siguri că frumusețea ei vine din interior, dar pe lângă asta mai muncește și asupra fizicului. De această dată nu am găsit-o în sala de forță, dar la yoga. Într-adevăr, modul sănătos de viață pe care îl abordez deja de foarte mulți ani, chiar de foarte mulți ani, și anume faptul că merg aici la sală deja de, eu nu știu, deja de 5 ani, spun de 15 ani, cred că 20 la număr deja sunt. O fac pentru că îmi face bine, îmi face o stare de bine. Deci este modul meu de viață. Yoga pentru mine am descoperit-o abia de 2 ani, ca să zic așa, la direct. Am făcut o încercare doar. Am zis, de ce nu, dacă la sală este, aici, pe loc. Și am zis, hai să încerc. Probabil că și faptul ce antrenor întâlnești, ce pedagog întâlnești în practică, mult contează. Ana m-a captivat din prima. Aveam așa niște dureri în zona genunchiului. Și uite, de când am început să fac exerciții yoga, eu nu mai simt, de fapt, nu mai simt durerile de genunchi sau alte dureri, pentru că noi, la un moment dat, cu vârsta, știți cum încep să ne doare vieturile sau genunchi, articulațiile, ca să zic așa. Sala, în primul rând, pentru mine e și ca o terapie. Pentru că dacă n-aș fi mers la sală, probabil că eu nu știu de unde aș fi luat forțele astea ca să-mi mențin echilibru. Asta iarăși vine de la mămica mea, educația care am primit-o, ca să fiu întotdeauna, indiferent ce se întâmplă în viață, să fiu pozitivă și să fiu cât se poate de bună și cu oamenii din jur. Și sigur că aș îndemna toată lumea, sigur că eu știu că nu toată lumea se regăsește în sport, poate își găsește un alt refugiu, nu, Doamne ferește, nu. Eu zic din punctul meu de vedere și din experiența mea că sportul mă ajută în viață.